În primul rând vreau să vă zic bine ați venit la Poiana Neamțului, la ferma de cerb de la Poiana Neamțului, care se află în județul Sibiu, la 14 km de orașul Avrig, la polele munților Făgăraș. În acest areal avem mai multe puncte de atracție. În principal trebuie să menționăm că ne aflăm la poarta de intrare în munții Făgăraș, de unde pornesc foarte multe trasee turistice. Dar de asemenea, noi în momentul de față ne aflăm la ferma de cerb, un punct de atracție, a spune, la nivel național, poate chiar internațional. Ideea fermei de cerbi a pornit undeva în 2007-2008, când într-o vizită făcută cu familia în străinătate am văzut un astfel de obiectiv și am crezut și credem că se potrivește foarte bine și zonei noastre. Ferma noastră a început cu achiziția unui număr de animale dintr-o fermă asemănătoare din afara granițelor țării, pe care le-am adus. Femelele le-am adus direct gestante, au fătat, s-au adaptat excelent la noi și de atunci am continuat să le creștem cu drag. În prezent avem un efectiv de aproximativ 20 de capete, cerbi și ciute, atenție, să nu pomenim de căprioare, știm cu toții că există asocierea aceasta nefericită a cerbului cu căprioara, noi aici avem cerbi și ciute. Scopul principal a fost gândit ca și punct de atracție pentru vizitatorii noștri, cei care vin să aibă un punct de atracție forte, care ușor s-a dezvoltat înspre o vizită la liber, să spunem așa. Tot ce vedem aici, am amenajat pentru aceste animale un cadru natural. Au tot ce le trebuie. Cum spuneam și adineauri, cel mai nenatural lucru suntem noi pe bucata aceasta de pământ, care le invadăm lor practic spațiu. Noi le-am amenajat acestor animale un spațiu în care au și pădure de brad, care le e foarte utilă, pășunat, bălți cu nămol, apă de izvor natural ieșită, efectiv tot ce e ce regăsești în mediul lor natural. Ferma practic a luat ființă în 2008, aș putea spune că au avut nevoie totuși de câțiva ani de adaptare să ne primească pe noi oamenii atât de aproape de ele. La început erau mult mai sălbatice, ele fiind, bineînțeles, animale sălbatice, dar ușor, ușor, noi furnizându-le hrana de zi cu zi, au început să ne îndrăgească, să vină mai aproape de noi, implicit de vizitatori. În asigurarea hranei constă munca principală. Ce vreau să zic este că aceste animale sunt destul de pretențioase. Ca să înțelegem, din luna mai până în târziu, în noiembrie, noi trebuie să le asigurăm iarbă crudă. Și iarba crudă le place doar iarba cosită în mod tradițional la coasă. Și în asta constă practic munca noastră de zi cu zi, urmând ca în sezonul rece să le asigurăm furajul specific ierbivorilor, lucernă și așa mai departe. Bineînțeles, printre ele mai suplimentăm morcovi, sfeclă roșie, mere, spre deliciul lor. Dacă vreți să aflați lucruri extraordinare despre ferma de cerb de la Poiana Neamțului și despre zonă, vă așteptăm la noi, unde cu siguranță o să impresionăm atât adulții, dar mai ales copilașii.